Salutare tuturor! Un nou proiect aici la Biz Shop. După cum se poate vedea, este ora 7:30. Iar acum a venit în lucru un BMW seria 3 F30 non-facelift, un 3D Pixie mai exact. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get light. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Da, după cum ați văzut în cadrele de mai devreme, avem un 3.8XI non-facelift care a venit la noi pentru montajul unui body kit M-Technic. Vom monta un pachet M-Tech pe mașină. După cum ați văzut, mașina e neagră, cod de culoare 475. Body kit-ul e deja la vopsit. Mâine dimineață vom reveni cu cadrele, cu body kit-ul din magazin, cu absolut totul montat pe el. De asemenea, vom schimba și navigația originală cu display mic-chic, cu un display de ultima generație, cu 4 GB de RAM, 64 de GB de stocare, hard SSD, placă de sunet, slot pentru 4G, CarPlay, o variantă de ultima generație octa-core cu procesoare Snapdragon, care se mișcă foarte, foarte bine, veți vedea la finalul acestui clip. La bara de față, de asemenea, vom adăuga și un lip Piano Black, un lip M-Technic, care o să combine bara foarte, foarte bine. Vom monta și un set de nări duble negru lucios, le vom înlocui pe cele de fabrică și vom monta și un eleron de portbagaj modelul de M3, pe care o să-l vedeți tot la finalul acestui video. Ei bine, nu mai pierdem timpul, intrăm imediat cu mașina în garaj, ne apucăm de demontat, mașina trebuie să fie predată luni. Mâine cel mai probabil va fi gata tot proiectul și o să lăsăm mașina în garaj până luni când va veni clientul să o ridice. Dar hai să trecem la treabă. Îi dăm imediat un cold start cu noua evacuare făcută de David Cornel. O să aveți Instagramul lui în descriere. Și ca de fiecare dată urmează să facem diagnoza clasică de dinainte de montaj pentru a verifica dacă mașina are vreo eroare activă în momentul de față. Pragurile au fost deja demontate. La fel și bara de spate, a fost totul demontat. Imediat trecem și la bara de față. Cam așa arată și fără bară de față, apărătorile de noroi stânga-treapta au fost demontate, tunelele de aer de asemenea au fost demontate. Unul dintre ele era spart, iar bara de M va veni cu alte tunele de aer, dar hai să continuăm. Iar acum trecem și la partea de interior, schimbăm navigația, montăm navigația Android, avem aici toate cablurile necesare. I got a bottle of Grey Goose and ice cubes, pep a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ, and I've been the same way since high school. Cam aici încheiem prima parte a acestui clip, navigația a fost montată, cam așa arată totul, dar suficient, revenim mâine dimineață cu a doua parte a clipului și cu tot ce trebuie montat. Six and a half hours later. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to cloud nine. Din păcate, ploaia nu ne permite să ne facem filmările exact așa cum ne dorim, dar mașina arată impecabil. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know.
Avem aici montat eleronul model M3, la fel negru lucios, care arată foarte bine, bara de spate de M, care a venit cu difuzor dublu pe partea stângă, pentru că v-am zis, este un 328 XI. Pragurile de M care s-au potrivit la fix și se văd foarte, foarte bine. Iar în partea din față avem bara de față model M tehnic, proiectoarele au fost luate de pe bara veche, nările la fel au fost luate de pe bara veche, iar noi am adăugat un lip negru lucios, care arată, vedeți și dumneavoastră cât de bine arată. Da, și trecem la partea de interior, după cum se poate vedea, avem aici navigația, totul a fost montat, care are Z-Link 5, o variantă mult mai nouă wireless, tot la fel de conexiune CarPlay, iPhone-ul se conectează wireless, fără nici cea mai mică problemă, cam așa arată meniul principal al noilor modele de unități, avem HD video, settings, dashboard, ceasurile digitale, ca la modelele noi, după cum se poate vedea, telefon, modus cu modurile de condus, unde avem personal, sport și efficient. Acestea se pot schimba după preferința fiecăruia. Trecem pe personal. La CarInfo acesta trece pe meniul original cu toate funcțiile acestuia și mai avem navigation, weather și music. Mergem pe CarInfo, iar acesta trece de pe meniul Android pe meniul original cu toate funcțiile. Iar trecerea înapoi se face pur și simplu pe un touchscreen. Iar acum mergem pe HD video și cam așa arată totul. Putem să-i facem și full screen de asemenea. Ei bine, cam acesta a fost clipul nostru. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canal și să aprindeți clopoțelul, să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce postăm. Reel-urile, pozele de dinainte, de după montaj le puteți vedea pe pagina noastră de Facebook, Instagram, TikTok, BizShop și BizShop BMW. Dacă aveți întrebări, dacă doriți aceste pachete, aveți numerele noastre de telefon în descriere, unde ne puteți contacta. Ne revedem data viitoare cu un nou proiect. Vă dorim o zi cât mai plăcută. La revedere!